A fi distrofic de dimineață până seara sau avea probleme de dimineață până seara implică pe lângă boala ta ajutorul altora. Prima oară când am votat cu urna mobilă, am auzit că îmi trebuie adeverință să dovedesc că sănătoasă la cap. Păi eu am un handicap cu acte, dar nici de cum nu e la cap. Da, am făcut adeverința aia pentru că am vrut să demonstrez că eu votez, mie îmi pasă de țara asta. Și sperăm ca noi să fim un exemplu pentru cei care se gândesc că nu au de ce să iasă la vot. Auzi tineri care spun, dar de ce să votez eu, că și așa un vot nu contează. Dar trebuie să te duci să votezi, pentru că dacă tu ești unul, ăla e unul, ăla e unul, mai pun și eu un vot, mai pune și celălalt un vot, contează. Poate că voturile noastre sau poate că noi toți ăștia gândim la fel. Unul ca mine, care are nevoie să fie înțeles, are nevoie să fie ajutat, să facă cineva pentru el niște lucruri pe care el nu le poate face, pune bază pe votul celui care poate să aducă schimbarea asta. Așa că ieșiți la vot, nu stați acasă, sau chemați urna mobilă dacă sunteți persoane cu dizabilități. Pe 11 decembrie mergeți la vot și alegeți tineretul, alegeți competența și omenia. Ieși la vot că poți schimba.